Dacă vine și te găsește, săvârșim păcatul. Te va lua la cer. Dacă vine și te găsește uitându-te pe internet la pagini murdare, filme destrăbălate, pornografie, te va lua Hristos la cer? Sau dacă mori în clipele acelea când te uiți la pornografie, te va duce Hristos în cer? Dacă vine și te găsește chiar în momentele acelea când tu te masturbezi, omule, care ai obiceiul acesta, te va lua Hristos la cer? Nu. Dacă vine Hristos pe când tu ai mințit pe aproapele tău, te va lua la cer? Nu. Dacă vine Hristos și te găsește în timpul când tu te ceri cu nevasta ta și strigi și zbiri și strigi și zberi și dai cu pumnul în masă, te va lua Hristos la cer? Nu. Dacă vine Hristos și te găsește că ești în vrăjmășie cu aproapele tău și cu fratele tău din casa lui Dumnezeu, te va lua Hristos la cer? Nu. Hristos a spus, fiți gata. Asta înseamnă, fiți gata de plecare. Fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul la care voi nu vă așteptați. Intru acum să citesc mesajele voastre, ca nu cumva să mi se oprească. Că și eu mă întreb, de ce Hristos n-a răspuns la rugăciunile mele pentru tatăl meu și mama mea, căci m-am rugat de când sunt la pocăință, de la vârsta de 18 ani. De ce a plecat tatăl meu și mama mea în veșnicie că n-au încheiat cu el un legământ în apa botezului? Hristos a spus, cine crede și se botează va fi mântuit, dar cine nu va fi osândit. Și i-au refuzat. De ce nu m-a ascultat Hristos? De ce? O știe El. O știe El. Am văzut surori și frați care au în familiile lor oameni pentru care cer ajutor în rugăciune, pentru care cer ca Dumnezeu să intervină în viața lor, să-i aducă pe calea pocăinței. În multe familii sunt tați, sunt mame care nu vor să se pocăiască sau copii care stau cu inima de piatră și refuză pentru un pachet de țigări sau două pe zi. Pentru două, trei beri pe zi, pentru o sticlă de vin, pentru una de țuic. Pentru ca să meargă la discotecă. Ați văzut și voi, oamenii pentru mici își pun viața în pericol, se vaccinează ca să primească trei mici și o bere.